Ați revenit, revenim și cu un alt gen de întrebare, dacă Da. tot, odată cu revenirea. Așa. Așa, deci ce părere aveți despre ochiul, așa zis, atotvăzător în bisericile ortodoxe? Apare la ușa catapetesmei deasupra Maicii, deci deasupra Maicii Domnului, este simbol ortodox sau masonic? Uite, v-a întrebat pe românește, Georgian. Nu sunt eu atât de pregătit să răspund această întrebare, dar există o carte, cred că așa se cheamă, Ochiul Atotvăzător, la editura Doxologia, scrisă de un părinte, Mihail Gheațău, și face o prezentare așa mai destul de amplă, cu trimiteri și cu tot felul de poze iconografice, adică mostre. Pe scurt, ochiul acesta nu se găsește, se pare că nu se găsește în icoane mai vechi, ci este de proveniență, să zicem așa, catolică, iar la ei este pe filieră, să zicem, ocultă, masonică, iluminati, ceva de genul acesta. Și, de fapt, acestea provin din ritualuri sau, cum să zic eu, tradiții mai vechi păgâne. Și ochiul, de fapt, reprezintă un fel de dualism, ochiul simplu, singur. Pentru că Dumnezeu este pictat, sau Dumnezeu, ceea ce a făcut Dumnezeu este fața, care are doi ochi, are privirea. Dar un singur ochi înseamnă că celălalt ochi, pentru că orice față are doi ochi, celălalt, de fapt, nu este pus alături de el și nu este pus pentru că este în antagonie, adică e un ochi bun și unul rău. Și această antagonie, acest dualism între bine și rău, de fapt, nu este de natură ortodoxă, ci are alte conotații așa mai oculte, mai inițiatice, zicem, păgânești. Deci. Deci el a apărut, e foarte răspândit. Spre exemplu, eu am stat la mănăstirea Tarcău și acolo mănăstirea a fost zidită prin 1834, dacă nu mă înșel, și pictată prin anii 800 și 1800 și ceva, dar o mănăstire retrasă. Dar și acolo e pictat ochiul ăsta. Undeva, dar nu mă știu, un pridvor, să nu mă țin minte. Păi și cum de-au ajuns chiar, părinte? Nu știu, aveți idee așa cum de-au ajuns chiar și în anii aceia? Nu știu atât de bine latura aceasta iconografică, dar vedeți că sunt mulți pictori și multe picturi, la un moment dat au fost în anii 1800, Ștefan Lucian și cine mai era, Tătărescu, parcă, Grigorescu. Grigorescu, dar și Tătărescu, parcă, au pictat Mitropolia din Iași, care au o îmbinare, de fapt, între, zicem, iconografia, între canonul bizantin sau ortodox și pictura, cum să o numesc, profană, occidentală, în general. Și s-a răspândit foarte mult lucrul ăsta și apoi și evlavia populară. Ținem mai degrabă la ochiul, nu știu, bicare sau decât la picturile bizantine. Și mai ales că există și de astea, ochiul, nu știu, de ochi, ochiul, nu știu de care, ochiul, adică Da, toate da, da. care provin Deci, din, de prin Egipt, de prin India, de prin unde mai vin. Ochiul da, care nu, aruncă și din rău. tradiții, și din tradiții, de fapt, așa zicând, populare, din astea așa mai magici, mai superstițioase. Trebuie să recunoaștem că în biserică nu trăim atât de mult pe, cum să zic eu, rânduielile bisericești, pe canoanele și pe ale bisericii, cât de multe ori sunt lucruri așa, țin de superstiții, de, nu știu, evlavia, zicem, populară, dar nu mă refer la în sensul bun, ci așa, mai naivă, Și în cel mai bun părinte, caz. nu este o urăciune în fața lui Dumnezeu? Este o urăciune. Adică oare ce ar spune, bine, că e urât ce spun eu acum, dar ce o fi acolo la Dumnezeu când vede toate lucrurile acestea, că oamenii se ghidează după superstiții, după mai știu eu ce ochi, după. Da, adică când spun urăciune, spre exemplu, în mintea mea, corelez în general cu păcate foarte mari. Dar, pe de altă parte, urăciune este și
viața noastră lumească. Ceea ce cere Dumnezeu la noi, curățirea sufletului, apropierea de Dumnezeu, primirea Duhului Sfânt sau agonisirea Duhului Sfânt, mai bine zis, este cu totul altceva decât viața noastră lumească. Când ne introducem în viața, în credință, în ritualurile ortodoxe, creștinești, când ne introducem tot felul de lucruri din astea care țin de superstiții, sunt de fapt foarte, foarte departe de Dumnezeu și da, le putem numi urăciune. Adică ce vreau să spun este că deși sunt mici, zicem așa, ele de fapt întinează așa foarte pe ascuns tot sufletul. Uite, Sfântul Ignatie Brâncenenov spune: păcatele pot fi mari și sunt ca niște bolovani care ne trag în jos, dar pe de altă parte pot fi păcate foarte mici care sunt foarte multe și mai au o caracteristică, nu ne dăm seama de ele, nici nu le considerăm păcate. Și atunci toate acestea fiind multe și mărunte și nici nu le dăm seama și se adună așa ca un... se formează de fapt un sac care este la fel de greu ca un păcat mare. Și în sensul ăsta, da, urăciunile acestea, deși mărunte, să zicem așa, atârnă de multe ori ca un bolovan, așa de multe și de împovărătoare pot fi. Și dacă le adunăm așa cum spune și Sfântul Ignatie, cum a spus și dumneavoastră, dacă le adunăm, chiar că formăm un sac greu de tot, că sunt foarte multe, din păcate. Păi da, Sfântul Vasilii cel Mare spune... când boldul morții este păcatul, adică moartea intră în noi prin păcat, nu? Da. Dar spune Sfântul Vasilii cel Mare, boldul morții nu este păcatul ăsta sau ăla, adică desfrânarea, furtul, crima, ales boldul morții și, eu știu, minciuna, vicleșugul, alea nu mai sunt boldul morții. Nu, toate sunt boldul morții. Adică până și păcatele acestea, zicem, mai nevinovate, uite, ochiul, punem în biserică, nu știu ce icoane sau ce așa, sunt păcate care aduc moarte. Adică când spunem moarte, ne referim la moarte duhovnicească și tot ce poate însemna rău, mânia lui Dumnezeu, zicem așa. Dar noi zicem așa, numai alea mari sunt mari. Ca un bulgăr de zăpadă, nu? Când îl faci prima oară e mic și dacă îi dai drumul la vale, ajunge de zdrâmă casa. Dar nu, aș face o altă comparație. Spre exemplu, noi ne ferim de, să zicem, o lovitură cu toporul, cu habar n-am, ceva care să ne ia viața, da? De ceva exterior. Dar se poate întâmpla să ne ia viața un microb care e amărât și mic? Care nici nu-l vezi. Sau altfel spus, uite, ne ia viața cancerul sau mai știu ce. Dar dacă ți ia viața o răceală netratată sau știu ce, ceva mărunt, care nu o contează, trece. Și la urmă poate mori, poate nu știu ce infecții să faci și mori. Așa este. Și mă gândeam acum, adică, părinte, spuneți. Adică așa și în viața duhovnicească. Practic, ca să avem viață, noi trebuie să ne luptăm cu toate păcatele. Sfântul Vasile cel Mare insistă foarte mult pe lucrul ăsta, că trebuie să luptăm cu toate păcatele, nu cu unul da și cu altul nu. Că cine face așa, de fapt, nu împlinește poruncile lui Dumnezeu. Cum spune Apostolul Iacov, că cine a păcătuit, a călcat legea într-un punct, de fapt, a călcat toată legea. Și mă mai gândeam la un aspect așa, părinte, ați menționat și dumneavoastră, dacă un om vrea să se căiască sau se căiește de toate păcatele și vrea să se sfințească, că acesta este scopul suprem și final, și gata, băi, de mâine vreau să îmi schimb viața, să fiu plăcut în fața bunului Dumnezeu. Dar el se duce, Doamne iartă-mă, într-o biserică în care sunt numai ochi, Dumnezeu bătrân, că și aici e o problemă, papista și da. Mai reușește să facă pasul acesta? Păi, ce să zic, sunt unii care, dacă au așa evlavi și o pornire cuvincioasă înăuntru lor, reușesc să treacă peste lucrurile acestea. Dar ele sunt piedici, sunt într-adevăr, adică, spre exemplu, iconografia trebuie să fie ori simplă, adică părerea mea, numai nu pot să dau eu, impun eu lucrul ăsta, dar să fie ori simplu, cam cum sunt pe catacombele din Roma și străvechi, ori bizantină, adică să-ți transmit un mesaj sfânt, la nivel de iconografic, spre exemplu, sau în biserică. Sunt tot felul de lucruri, nu știu, nepotrivite, și ritualuri, slujbe, rânduieli liturgici, făcute așa, anapoda, nu mai zic, diferite, ci botezul copiilor avortați, sau câte minunății din astea. Și normal, când vin toate lucrurile astea, sunt unele suflete care reușesc să treacă printre ele, adică să nu fie vătămate, dar pe cei mai mulți îi vatămă.
Și da, felul cum e ochiul, hai, poate nu îi afectează pe toți, dar rămâne ceva așa undeva, tot îi afectează. Adică poate nu ochiul, dar una, alta, nu-ți transmite sfințenia care ar trebui. Și atunci tu te obișnuiești și trăiești așa, ei, uite, asta e biserica, să mergi la slujbe, să te rogi acolo, ce frumos a fost, și de fapt, nu chiar ce trebuie. Da, am mai văzut ceva, am început să pătrundă tot mai des, din păcate, tablourile de la papistași, că, na, ci că ar fi Hristos, Maica Domnului, dar eu n-am văzut pe Maica Domnului cu plete în vânt, cum de fapt circulă o iconiță de asta când era Maica Domnului mică, ci că îmbujorată la față și cu pletele în vânt. Da, da. Așa mai nevinovat într-o nevinovăție în asta mai lumească, așa, dar ciudat. Da, da, da. Adică nu, Maica Domnului, vorbim de nevinovăție, dar în alt registru, să zicem așa, în alt fel. Da, sunt multe lucruri care țin și de icoane. Spre exemplu, crucea trebuie să aibă 4 piroane, adică picioarele să fie piroanite separat, nu unul peste altul. Celelalte sunt catolici, care sunt catolicii care sunt așa, unul peste altul. Pentru că se spune despre împăratul Constantin că a găsit crucea și avea 4 piroane. Da. Cum spuneai, cu Dumnezeu sau cel bătrân. Vechi de zile, Dumnezeu bătrân. Există un canon la Sinodul Trulan 6 ecumenic care prevede să nu se mai picteze icoane cu simboluri, cu mielul și peștele, ci să se picteze chipuri de sfinți sau chipurile Mântuitorului, a Maicii Domnului, reale. Asta înainte de iconoclast, nu a fost prevăzut lucrul acesta. Pot fi folosite simbolurile, mielul sau peștele sau știu, alte simboluri creștine, dar nu ca icoane la care să te închini. Așa și cel vechi de zile nu are un corespondent în realitate. Adică nu facem icoane după vedenii. Vedeniile sunt așa, nu sunt realități. Pe Dumnezeu bătrân și ochiul, și ce facem? Iese pirat dacă le asimilăm cumva. Și bătrân și cu un ochi. Nu e blasfemie? Știți ce zic? Ei, bine, asta... Da, da, ne imaginăm noi așa, dar noi, bine, nu se întâmplă chiar așa, dar sunt tot felul de tradiții în astea care virusează, zicem, viața bisericii, sunt multe. Păi ba e bătrân, ba cu un ochi, ba... Deci, nu știu, noi l-am văzut pe Dumnezeu prin Iisus Hristos. Atât. Ce ne trebuie nou un moș bătrân care, nu știu, poate sper să nu greșesc, să nu mă pedepsească Dumnezeu și pentru ce spun acum. Dar nu cred, pentru că se spune că, nu știu, nu este învățătura că în lumea de sus omul are 33 de ani, de exemplu? Da, ca la 33 de ani, adică că atunci când vom fi, vor fi probleme. Da, păi când spunem cel vechi de zile, de fapt se referă la faptul că e veșnic și că anii lui sunt din veșnicie, adică sunt mulți ani, e mult timp. Dar, nu când, dar noi când spunem vechi de zile și mai ales îl pictez, nu când spunem vechi de zile, când îl pictez bătrân, noi în general percepem stricăciunea, îmbătrânirea, slăbiciunea, ceea ce nu-i corect. Adică o altă imagine de Dumnezeu. Ne gândim la Dumnezeu cum ar fi așa, mai îmbătrânit, mai gârbovit. Îmi imaginez un om bătrân de pe pământ, da? Care are în gând, mamă, în sfârșit, că sunt mulți care își doresc moarte, care sunt la bătrânețe cu gândul la mântuire. Bă, asta e. Și unul bătrân, așa, 100 de ani, să spunem, da? Bătrân. Da, se consideră chin pentru apropiații lui, că bă, mai bine mor să nu mai aibă ăștia grijă de mine, mă duc și eu dincolo acolo, 33 de ani frumos, asta este, și când ajunge dincolo, tot bătrân, îmbătrânește și acolo. Adică, băi, nici aici nu scapă, adică, nu știu, de-aia mi se pare, și haideți să vă arăt aici. Sunt tot felul de lucruri astea care induc idei greșite pe care nici nu le sesizezi cât sunt induse, da. Așa. Da, uite. Na, Maica Domnului, când era mică, când au dus-o la templu acolo. Nu, probabil cum ar veni când a venit Arhanghelul Gavril și a dus buna vestire și i-ar fi dăruit un crin.
Păi buna vestire i-a adus-o când avea 5 anișori sau cât o avea aici? Nu, la 12 ani, acum 13, cam așa. 5 anișori, da, acum, cine mai știe, comentăm și noi vârstă, da, aberații. Da. Deci nu are treabă cu ortodoxia, nu? E clar nu. Treabă. Nu are nicio treabă. E, din păcate, am văzut această imagine pe la foarte multe pangare de aici, de la noi din țară. Chiar am întrebat odată la o mănăstire de maici. Zic, maică, dar de ce totuși vindeți? Și a zis, păi, dar ce să fac dacă așa ni se impune? Păi și în gândul meu, na, că mă abțin de multe ori, că să nu mă duc să mă cer cu nimeni, ferească-mă Dumnezeu. Dar totuși, mă gândeam eu așa și mă gândesc și acum, păi dacă îți trimit mai mari să vinzi, nu știu ce, pe aghiuț acolo, păi tu îl vinzi că ți se impune? Adică nu trebuie să ai frica de Dumnezeu în primul rând? Nu, dar cred că așa se impune probabil la conducerea mănăstirii, nu cred că episcopii. Sau cine știe. Ba da, în de zonele sus. Astea mai din Transilvania sunt influenții mai multe catolici, poate. Da, de sus, de la șefie, ca să-i spun așa, i s-a impus. Na, urât, dar ce să faci? Și te trezești că pui în casă fel de fel de reprezentări din acestea. Și da, mai spui. Sunt și altele mai apropiate, nu știu cum, Maica Domnului, tot așa, cu dreptul Iosif, familia, nu știu cum se cheamă, Sfânta Familie. Sfânta Familie, da. Am auzit și eu cu Sfânta Familie. Păi, tot, nu e interesant, păi dreptul Iosif în mod clar a fost mult mai bătrân decât Maica Domnului, pentru că nu este menționat în Evanghelie, el murise. Și Maica Domnului era copilă, era foarte tânără când l-a născut pe Mântuitorul, nu? Și practic era tânără. Dacă Iosif, dacă a murit, înseamnă că era distanța, din mod clar, era diferența foarte mare. Atunci noi spunem Sfânta Familie. Doamne ferește! Păi și când spui Sfânta Familie, te gândești că ei au fost căsătoriți, că exact, adică te duce puțin cu gândul că ei au fost soț și soție, cum se, cu adevărat, și că, da, na, cum spun și secretarii, că au mai avut copii și că și pe alții și așa mai departe. Adică te duce cu gândul dacă spui Sfânta Familie.